Deci, ieri a fost de baie și de plajă, astăzi este de stat în casă. Deci astăzi trebuie să plecăm. Noi vroiam să fim în drum spre muntele Olympus, dar uitați-vă ce vreme este în Pafos, în Cipru. Pe balcon aici nici nu putem să ieșim, că e ud pleașcă și ne temem să urcăm la 2000 de metri. Aici sunt 16 grade, dar pe muntele Olimp sunt 2 grade. Sună și fulgeră, se zice că după ora 12 cade probabilitatea de ploaie. Gata, plecăm spre Mănăstirea Kikos. După aceea, spre muntele Olimp. Am petrecut aici 2 zile, frumoșele. A și plouat, dar am prins, ieri a fost o zi frumoasă, soare. Ieșim din Pafos și intrăm în pădurea Pafos, care am văzut-o pe hartă, habar n-am cum arată. Aoleu, se ține unul de mine în spate. Aici ăștia, pafoșenii ăștia, normal că ei conduc rapid și vor să meargă totul repede, pentru că se duc la lucru, la servicii, nu stau ei după mine, că eu nu știu unde-i stânga, unde-i dreapta. Deci, cum ziceam, ne îndreptăm spre munții, spre pădurea Pafosului, să sperăm că nu-i foarte serpentinoasă. Dar pe hartă, așa zicea că trecem prin pădurea Pafos ca să ajungem la Mănăstirea Kikos. Ce frumos e în dreapta, dar original, original. Deci, oameni buni, cât timp puteți să conduceți o mașină, cât timp puteți să mai câștigați un bănuț, cât de cât, nu-i scump. Ieșiți, plimbați-vă, vă spun eu, vă face bine orice schimbare. Fie și doar de priveliște. Deci pur și simplu schimb priveliștea și simți în tine că a meritat să faci, că merită să faci chestia asta. Nu mă întrebați exact la ce, pentru că aia ar fi doar părerea mea personală. Simțiți voi. Rupeți-vă și nu stați doar în aceeași chestie, de dimineața până seara, de luni până duminică, din ianuarie până în ianuarie până în decembrie, ci niciodată nu cred că a fost libertatea de mișcare a noastră, a europenilor, a românilor, atât de mare ca și în zilele noastre. Dacă aveți prieteni, rude în străinătate, vizitați și nu stați doar în casă și merită, merită. Am intrat un pic. Același principiu ca și în Austria. Chiar dacă asta nu este autostradă, localitatea și implicit locuitorii din localități sunt protejați. Nu sunt la strada principală, ci ieși puțin așa, te băți în dreapta sau în stânga, te abați în dreapta sau în stânga, dar nu riști să calci un bătrân, un copil, un câine. E foarte bine gândită treaba asta. Numai la români trec toate prin localități, pe lângă fereastra omului trec tirurile, zi și noapte, mașinile și așa mai departe. Uite cât sunt eu și uite cât e via. Deci niște vii care vin până la brâu. Am oprit aici la Vineria Colios. Și o să ne uităm în YouTube să vedem ce este asta. E în orice caz o zonă de unde se vede foarte frumos. Foarte cochetă căsuța. Aici în vârful insulei, Dumnezeu, foarte frumos. Localnicii folosesc aceste mașini, camioneta,
peste tot le-am văzut. Da, uite aici butoaiele pentru unde se face vinul. Oh, ce de butoaie. Se vede mare așa, fenomenală, și aici se pare că oamenii stau așa în ranch-uri, în finca sau cum să le zic. Și omul ăsta se pare că s-a specializat bine de tot pe vinuri. Uitați-vă, da, ce depozit are, uitați-vă ce instalații are. E și super. Butoaiele alea, vezi? Da, foarte frumos. Pe un vârf de deal așa, unde un om mai puțin gospodar ar zice, ce să fac, mama, aici, mor de foame. Uite ce frumos s-a organizat. Ce frumos! O pădure de brazi, foarte frumos! De acolo jos valea e super. Da, deci asta e pădurea Pafosului. Bine, mă bucur că s-a oprit ploaia aia de dimineață, că aș fi fost tare panicată pe aici, pe serpentine. Să opresc un pic aici, că vreau să văd lacul ăla. O vreme superbă, deci în aproape decembrie. Superbă vreme. Mai avem 37 de kilometri până la mănăstirea Chicos. Și aici este de fapt intrarea. Am văzut acum pe GPS. Acum intrăm de-abia în pădurea Pafosului. Aici se numește zona Agia Georgiu. Da, frumos. Văd niște butoaie mari acolo, niște cisterne ascunse între copaci. Și aud un câine lătrând de undeva de nicăieri. Nici o casă acolo, nimic, dar un câine latră de acolo. Probabil că sunt case, dar nu le vedem noi de copaci. Lacul ăla de acolo de jos pare a fi un lac de acumulare, dar nu văd niciun râu, însă departe se vede marea. Deci, dacă aș fi nemuritor și aș putea să aleg să trăiesc undeva, după ce m-am săturat de văzut lumea, de frecușuri și la cap cu oameni și cu birocrații, poate că m-aș retrage undeva într-o chestie de asta unde aș vrea să fiu lăsat în pace. Aici cred sigur că pot să fii lăsat în pace, adică distanțe foarte mari de orice civilizație, e ca lumea de tot, arată frumos. Auzi un cocoș, înseamnă că e o fermă pe undeva, locuiesc oameni. Și acolo văd două sticle de apă atârnate de un copac, la tot sunt alea. Nu știu, eu nu le văd. De-abia acum începe pădurea, înseamnă că totuși o să se îndesească copacii ăștia brazi. Uh-huh. Am intrat în Panagia. Străzi foarte înguste aici, deci localitatea asta e miculuță și strâmtă așa. E haioasă, probabil că nu stau foarte mulți oameni, că vedem multe case, uite, cu obloane trase așa. Aici două mașini, nu prea au loc. Da, e un sat așa cum vedeam prin Sicilia, pe acolo, pe la micuț așa. Dar e pitoresc, e frumos. Nach 200 metern rechts abbiegen. Ah, aici s-a născut arhiepiscopul Makarios, ia auzi. Mm-hmm. Arată bine, arată frumos. Arată altfel decât la noi, îmi place să văd, să mă uit așa. Oh, să avem grijă aici să... E foarte îngust, efectiv, uite ce căsuță cu obloane. Da, ce haioase sunt. Haios de tot. A, supermarket, uite aici. Ce tare. Doamne, pe aici trebuie să o luăm, fii adâncică. Da. E, aici.
Fără camionetă nici măcar în curte nu poți să intri, așa de abrupte. Da, uite acolo ce prăpastie în jos. Da, și noi pe lângă mergem. Sper să găsim un loc să oprim. Deci asta este Forest, Paphos Forest, pădurea Paphos. Și acum o să oprim pe stânga aici, dacă pot, ca să filmăm prăpastia. E o prăpastie efectiv imensă aici, lângă o casă, dacă pot să opresc să văd. Da, eu cred că poți, că nu, da. Nu cred că e nimeni aici, că e închisă. Și să vedem ce putem filma. O să intrăm pe terasa casei. Ia să vedem. Poate e locuită, poate nu. Sperăm să nu deranjăm pe nimeni. Miroase a lemn proaspătat, deci s-ar putea totuși să locuiască cineva aici. Toate cobloanele sunt trase. Cred că în partea cealaltă o să mergem, că de aici nu prea am vizibilitate. Foarte pitoresc așa, dar se vede, să știi. GoPro o surprinde ce vede și eu. E altfel decât la noi, satele sunt altfel decât, total altfel decât satele austriece, total altfel decât satele românești. Și aici prăpastia, se o râpă. Crisalida, te-ai vedea locuind în căsuța asta? Nu știu. Da, sincer da, de ce nu? Mi-aș... pune aici, mi-aș pune multă verdeață, floricele de-a lungul gardului, așa, de jur împrejur. Păi de ce nu? Departe de Bila, departe de Lidl. Păi este, dar tocmai am văzut un supermarket aici. Tocmai l-am văzut, deci aoleu. Nu rămân fără mâncare. Da, hai să. Dar e liniște, auzi, numai păsărele. Da, da. Chiar așa la șosea, direct la șosea, poate că nu mi-ar place, dar puțin dar așa nu, mai... Nu-i trafic. Deci, o căsuță foarte haioasă. Da. Se vede, uite acolo jos. Deci dai seama că este un drum. Deci ăștia au camionetele, cu mașina asta nu poți, dar cu alea de teren 4x4 te bagi între brazii aia. Wow. Da, nu este asfaltat drumul ăla. A, e frumos și aici, nu doar la mare. Foarte frumos, aici e oxigen, nu se mai simte umezeala aia. E un aer mult, mult mai respirabil. Parapanta. Cu parapanta, dar fi pe aici. Hai la drum. Să ne continuăm drumul prin pădure. Deci e serpentinos drumul, dar dacă veniți pe aici și mergeți cu viteză normală așa, deci eu acum mă duc cu 30 la oră. Sunt foarte multe adăposturi de astea pe partea stângă și dreaptă, parcări unde poți să stai. Dacă, de exemplu, începe ploaia sau dacă vrei să faci o pauză de masă sau așa. Toate că drumul ăsta e relativ îngust și serpentinos, ai unde să te oprești, să te relaxezi dacă te-ai stresat după condus și așa mai departe. Din loc în loc, localități care am văzut că au terase, au restaurantele, au magazine, supermarket de unde să-ți cumpere apă, tot felul de... Și nu pare atât de, cum să zic eu, plasticat ca și zonele de coastă unde turiștii se îmbulzesc și totul e prea perfect. De perfect nu-i, e o încercare de a... Deci ce produci, vrea să perfecționăm pace, să nu mai criticăm oamenii. Se pare că, după hartă, că
Suntem în pădurea Paphos, dar acum urmează o zonă mai împădurită, să vedem. Wow, și acolo se văd păduri, într-adevăr. Mm-hmm. Așa. Da, e foarte îngust, nu știu dacă vine din față vreo camionetă. Are, pe unde, dacă încetinim viteză așa. Este, loc este la dreapta. Norocul meu că e circulație zero. În afară de noi, de-abia am văzut 2-3 localnici care treceau cu camionetele pe aici. Suntem pe marginea unei prăpastii imense. Uite pe unde continuă strada acolo, vezi? Uite-te, pe marginea prăpastiei. Și de aici în jos e tot prăpastie. S-a dus de ploaie, de nu atât de vânt sau căderea lor spontană, ci când plouă, vin cu apa odată. Apa se duce, pietrele rămân. Pietrolul ăla. Încet, că sparge pe dedesubt. Da. Ai. Cel mai serpentinos drum pe care am fost vreodată cu mașina. Și periculos din cauza căderilor de pietre de aici, de pe margine. Da. Peste tot sunt indicatoare, atenție, cad pietrele și sunt pietre mari pe asfalt. Din loc în loc. Și sunt mari, deci dacă te gândești că treci cu mașina peste ele și le iei, trebuie să ai grijă că spargi baia de ulei sau spargi direcția sau ceva, pentru că... Sunt mari. Sunt mari, efectiv. N-ai decât să le ocolești, dar mare atenție la sensul contrar. Deci acum noi efectiv n-am avut decât o singură mașină care a venit din sens opus și una care a trecut pe lângă noi. Dar dacă este circulație, n-ai cum să eviți pietrele, pentru că nu poți să mergi pe sens opus. Și aici sunt curbe unde n-ai ce să cauți cu mai mult de 20 de km la oră. N-ai ce. Dar unde au ascuns ăștia mănăstirea aia? Pădure. Am văzut mănăstirea. Cred că de data asta mă bucur că volanul e pe dreapta, că e, nu sunt eu lângă prăpastie. Eu sunt în partea cu zidul. Uite mănăstirea, o vezi acolo în vârf sus. Oh my god, nu se poate acolo merge. Habar n-am. Păi, nu, asta nu prea îmi place. Eu vreau că deja se termină. Să vedem și noi dacă vine ceva din celălalt sens. Nu vedem nimic. Oh. Un nou popas în mijlocul pădurii Paphos. Din cauza serpentinelor ni s-a făcut puțin rău. Foarte, foarte serpentinos drumul. Aici este o intersecție. Kikos. A, uite, mănăstirea Kikos la dreapta. Pe aici trebuie să o iau. Aha. Și GPS-ul meu mi-arată de fapt în față. Nu mai înțeleg nimic. Nu, uite aici. Kikos 21 la dreapta. La dreapta se ajunge. Ok, am înțeles. Deci am în două drumurile. Și... Ok. Da, aerul ăsta e cam tare, așa, cam iute, nu suntem obișnuiți. Te amețește, nu? Cum sunt lipicioase? Tare. Are o aromă foarte puternică și se simte în aer total. Da? Ia dă să văd și eu. Dar eu nu mă umc pe mână că murdăresc volanul.
Nu, că nu e chiar așa lipicios. E ok. Poate luăm unul cu noi să miroase frumos în mașină, în cameră. Miroase frumos. Arășină. Arășină, dar un parfum deosebit, nu așa? Deci îmi place cum miroase. Wow, uite acolo în vârf, în vârf se vede mănăstirea Kikos. Mănăstirea Kikos. Aoleu, cât mai avem până la ea. Oh my god. Și uite acolo ce râpe. Fii atent cum e. Uite drumul pe acolo, se vede un pic. Am trecut prin pădurea aia. Da, Doamne, da, hai să încerc să-l apropii, Doamne. În dreapta numai râpe și în stânga bolovani. Da, un drum nu prea pentru cei cu nervii slabi. Nu. Deci acolo sus se vede mănăstirea Kikos, mai sunt 10 km de serpentine până acolo. Doamne, cât mai avem până acolo. 18 minute? Mi se par mult. Trebuie să iau geaca pe mine. Da, aici este un răcoare. Vrei și tu? Foarte frumoasă pădurea asta de brazi, dar pur și simplu drumul nu este prea plăcut. Aerul e superb, e miroase numai arășină de la brazii ăștia. Da, uitați, sunt plini de conuri. Liniște, suntem singuri în toată pădurea. Nu se aude nimic. Nimic nu se aude. Liniște totală. O liniște cum n-am auzit de mult. De-abia aștept să văd mănăstirea. Să văd dacă a meritat drumul. De fapt a meritat și pentru drum. Foarte mișto. O schimbare binevenită după atâta mare și plajă și azi dimineața a plouat foarte intens și acum suntem brusc în mijlocul pădurii. Fenomenal. Deci este o pădure de brazi. Pădurea Paphos. Imaginea de aici de sus este foarte frumoasă. Superbă, liniște, aer curat, copaci, foarte, foarte frumoasă. Doar pietrele astea sunt, care cad continuu de sus de acolo și pur și simplu nu știi când îți apar în cale. Sunt mai bolovani de ăștia, sunt pe stradă. Mai bolovan de ăștia ca de sus și cel puțin pe mine mă sperie foarte tare. Dar știam că drumul este așa, nu veneam pe aici. Cu siguranță. Nu este relaxant. Prăpăstii trebuie să fii șofer care stăpân pe situație și să nu te grăbești, să mergi încet și drumul este bun, e bine asfaltat dacă n-ar fi pietre. Dar e extraordinară priveliștea, extraordinară. Nu credeam că Cipru e așa palpitant. Eu când auzeam de Cipru ziceam, na, sună așa ceva micuț și neînsemnate. Fraților, e ceva genial. Deci aici, la 1,5 km de mănăstirea Kikos, în pădurea Paphos,
se vede Marea Mediterană. Până la Pafos, de unde venim noi, care este pe țărm, sunt 76 de kilometri. Pe linie dreaptă ar fi Limassolul, tot așa la vreo 50 de kilometri. Deci, nu știu în ce măsură surprinde camera, dar de aici se vede genial. Uite, și-au pus o bancă acolo. Da. Bun, hai să o tăiem. Gata, în sfârșit am ajuns la mănăstire. Am reușit să parcurgem drumul ăsta periculos. Aici o parcare mare. Uite, o pisicuță ne întâmpină. Frumos. Frumoasă mănăstirea și locul așa, toată locația e frumoasă. Da, acolo scrie 1955. Wow. De atunci oare da. Construită? Uite, intrarea, ce frumoasă e, dar cred că trebuie să ne punem mască. Da, da. Nu sunt sigur, nu scrie de fapt. Asta e, trecem într-o curte, nu este interior. Okay. Ortodoxă, bineînțeles, cu fresce, cu mozaicuri, sfinți, foarte frumos. Aici se află ce? Informații? Hai să citim puțin. Da. Uite ce frumos te urcă sus pe scară, avem dreptul? Nu știu. Trebuie să văd aici curtea. Asta e o curte interioară. Și acolo ce frumos se vede. Uite aici ce frumos, e un hol în jos, așa. Dar ce ai zice să urcăm acolo sus? Da, acolo sus. Wow. Eu să urcăm, da. De aici se vede mai bine. Asta da. Bine să mă gândesc. Păi... Eu îl pun acolo sus. Și sau aici este jos. Interesant. Da? Să intrăm atunci aici prin catacombele astea. Interesante. Wow. Și aici scoie așa în jos. Wow. Și uite, aici sunt uși foarte micuți, așa. Da, schidurile unde locuiesc călugării, poate. Da, wow. Da. Ia ce frumos se vede acolo. Mergem și acolo. Superbă. Și sus în crucile alea. Vezi, e o clădire sus pe munte. Foarte, foarte frumos. Deci locuiesc călugării. Oh, interesant. Doamne, pe stâncă, efectiv, construită așa pe stâncă. Foarte interesant. Acolo e o fântână, în mijlocul curții. Deci acolo, o intrare interesantă. Trebuie să intrăm și acolo. Oh, urcăm undeva sus, în mănăstire. Câte chestii, câte...
Ai dat o capă de sus? Nu. Ba, ce frumos e pictat. Ei locuiesc aici, călugării. Efectiv, în chiliile astea. Ștergeamurile lor. Unde te-ai băgat? Ah, uite ce mici. Oare de ce sunt făcute așa miciușile? Să se aplece? Asta e în construcție aici, chilia asta. Da, cum arată interiorul. Da. Ce baia. O reconstruiesc. Da. Dar tu vezi cum sunt făcute să meargă doar aplecați. Nu da. Înțeleg de ce. Să nu le-au făcut. Păi da, de ce le-au făcut înalte? Pentru înălțimea unui om. Da, e imensă, da, te poți rătăci prin ea, dacă nu o cunoști. Wow, da, acolo e curtea aia, acolo. Da, foarte interesantă e. Balcoane multe. Acolo clopotele. Interesantă. Da, un călugăr coboară. Foarte multe icoane și picturi. Și aici este ieșirea. Pe aici am venit noi. Uh-huh. Și un parc mare. Da. Mai mergem și așa acolo și noi tot. Uh-huh. Asta e vin. E frumoasă. Foarte frumoasă. Seamănă un pic cu cea din Austria. Aia, am uitat cum se numește. La Krems? La Melk? Da, dar e mai frumoasă. Da, făcută. Asta e mult mai frumoasă. Dar oricum, parcă îți ia toată neplăcerea drumului. Și da, după ce drumului. Ajungi. De ajungi, parcă ți se... Parcă zici că a meritat drumul. Uite, se poate urca și mai sus. Da, stai să vedem cu prăpastia asta de aici. Wow. În fața mănăstirii. Asta 55.
ce este? E alt fel de... tot felul... fotografii aici la mănăstire? Cu preoții. Toți preoții. De-a lungul timpului. Probabil toți din 1955. Și până acum. Nu, și din război. Da, sunt tot felul de scene. Dacă ar ști zidurile mănăstirii să vorbească, cine știe câte ne-ar spune, prin câte întâmplări a trecut de-a lungul timpului. Interesant, foarte interesant. O să citesc mai multe informații despre această mănăstire. Că pur și simplu nu știu mai nimic. Și încă mai e un pic de urcat până acolo în vârf. Hai să vedem ce mai este acolo mai în jur. Da, cred că e ceva, că văd stâlpii aia pentru curent. Wow, ce frumos! Asta este schitul ăla care se vedea de jos, în vârful muntelui. Uite acolo. Acolo este schitul. Ah, și noi acolo am fost. Se vede ceva acolo. Aia este mult mai jos. Uitați-vă la sfântul ăsta cât este de mare. Sunt aici la mănăstirea
Chicos din Cipru, în fața unui mare sfânt. Un ucenic a venit la Iisus și l-a întrebat: Iisus, care dintre noi să fie, șeful? Și Iisus a zis așa: poate să-mi aducă cineva un lighean cu apă. Și a luat ligheanul cu apă și s-a plecat în fața celui care l-a întrebat și i-a spălat picioarele. Și le-a spus: în împărăția oamenilor există ranguri în care unii sunt mai mici, alții sunt mai mari. Dar între voi să nu fie așa, ci cel din tâi să fie cel de pe urmă și cel de pe urmă să fie cel din tâi. Deci întrecerea asupra căruia Iisus ne-a făcut atenți este în altă direcție. Cum să fac să fiu eu mulțumit în inima mea? Cum să fac să înaintez un rang în inima mea? Nu în comparație cu nimeni. Deci, împărăția cerurilor este în inima oamenilor, adevărata întrecere este cu sine însuși. Wow, ce frumos e! Extraordinar! Foarte, foarte frumos! Văd mare acolo departe, nemaipomenit, emoționant de-a dreptul. Da, acolo undeva. Foarte frumos, de ce prăpastie, de jur împrejur. Nu știu, la câți metri suntem aici? 2000? Trebuie să mă uit pe hartă. 2000 de metri. Ăsta-i moțul mănăstirii care se vedea de la 10 km de acolo de jos. Crucea, uite. Ba, e moț, că se vede așa sus, așa, ieșind din pădure. Să lăsăm gluma la o parte, o frumusețe nemai văzută aici. Nemai văzută. Da, superb. Și aleea asta este superbă. Cu sfinți de parte și de alta și pădurea. La fiecare arc dintre ăsta este câte un sfânt. Deci sunt câteva zece aici de sfinți. Și aici sus se vede schitul sau nu știu cum se numește mănăstirica. Hai să o filmăm în spatele nostru. Se vede acolo sus. Da. E superbă, superbă. Și în față cât vezi cu ochii păduri și marea. Superbă. Uite acolo, sus. Oh. Hai că totuși a meritat efortul. Și teama mie, mi-a fost un pic în teamă pe drumul ăsta, dar până la urmă a meritat. Da, e ca lumea de tot. Foarte frumos. Deloc, uite, cam așa. Da, se vede bine. Hai să mai mergem până. Deci acolo sus vrem să ajungem, toți sfinții de pe margine, pe aleea asta. Aici așa este o bancă? Da, uite, bancuță. Cine știe? Da, nu se știe cum se ajunge la ea, probabil altă ieșire secretă a lor. Uite acolo. Acolo, da? În spatele fiecărui sfânt este câte o bancă. Da. Păi eu să fiu aici, cum să zic eu, călugăr aici, probabil că mi-aș rezerva o zi pentru fiecare călugăr și m-aș pune pe banca din spatele statuii ca să mă gândesc, să meditez la ce a făcut acel sfânt deosebit și așa mai departe. Da.
Bun. Chestia cu Olimpul a căzut. În Olimp nu mai vreau să mergem, pentru că să mai urc încă un drum de serpentine de câțiva zeci de kilometri, pur și simplu nu mă mai țin nervii. Așa că mergem la hotelul pe care l-am închiriat, Guest House Gonia, care e la vreo 70 de kilometri de aici și care are pentru prima oară de când sunt în țările astea mediteraneene soba. Aici este mormântul cuiva la Chicos, scrie în greacă și nu știu cine este. Odihnească-se în pace. O, alea continuă în jos. Știu unde iese, dar ne urcăm acum mai sus, până la vârful mănăstirii, pe aleuța asta subțire. Toți sfinții pe perete puși. Efectiv în cuibul vulturelui e pus această mănăstire. Poate cel mai frumos loc care l-am văzut anul ăsta. Wow, un foișor. Ce frumos e aici. Hai să vezi, Crisalida, un foișor frumos aici. Pe aici mergem așa și urcăm sus, acolo e mănăstirul. Ce intrare superbă. Da, uite acolo. Wow, asta chiar că este superbă. Am rămas fără cuvinte. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. De sus de la mănăstirea Chicos am mai urcat o jumătate de kilometru și aici au un punct de view fenomenal, de unde se văd piscuri de astea de munți împădurite din pădurea Pafosului și acolo departe Marea Mediterană. Da, acum o disting și eu printre munții. Acum ai descoperit-o. Nu v-a zis o mare, nu? Că zic că este cerul. Ah, ce frumoasă e, superbă. Sunt fascinat de marea aia de departe, de acolo, și de umbrele munților ăstora, unii golași, unii împăduriți. Foarte, foarte frumos. Foarte frumos. O insulă deosebită. Păi noi nu pe aici am venit? Ah, ok. Și oare ajungem la mașină? Da. Ok. Un loc unde
ca și ultimul loc când am fost la Nisa, mai amintesc că am zis vreau să mai vin aici, așa și aici, vreau să mai vin, parcă nu am trăit din plin locul ăsta. Da, e frumoasă insula. Mi-ar place să dorm o noapte măcar aici, să mă plimb printre toți ființii ăștia, printre toate peisajele astea și să mă gândesc așa o oră, două, trei, în liniște, să nu vorbesc cu nimeni. Foarte frumos aici. Foarte, foarte interesant. Pueblos blancos ale grecilor. Doamne, cum se văd. Satele grecești din mijlocul insulei, de pe vârful insulei. Doamne. Tu vezi casa aia cum e acolo? Da. Uite acolo un om, îl vezi? El merge cu ceva găleată jos undeva, după apă sau după ce o merge. Da. Doamne. Nu prea au mașini ei aici? Da, nu știu cu ce ajung. Da, cum e. Ha. Sau poate are purcei acolo, se duce. Dar cât coboară, uite, a coborât cu o găleată și a pus acolo jos. Și acum ia un sac și merge iar sus, dar cât, totuși ce nelan de mână. Mm-hmm. Să nu mai zic că n-am văzut niciun magazin, dar gândește că mergi să-ți iei o, știu, o pâine, un fil de lapte. Poate și... că au ceva magazine și sunt aprovizionate, eu știu, o dată pe săptămână. Și uite acolo o bisericuță. Da. A, și uite, se urcă acolo în alt sat. Ăla e da, ăla e și urcă mai sus, pe drumul ăla. Oamenii își găsesc loc să hai la drum, trăiască. Să da, hai că mergem mai departe. Aolo, așa e, se întunecă. Haide. Să facă. Da.
roșu deja, 6-7%. Da, ca să ne ducă până acolo, GPS-ul. În zilele noastre, fără telefon ești mort, deci telefonul efectiv îmi trebuie să comunic cu gazda, să toate